Problema Transilvaniei este una sensibilă și va mai curge multă cerneală până când va fi pe deplin lămurită. Zona a fost și este o regiune istorică cu un patrimoniu cultural divers. În decursul mileniilor s-a aflat în componența mai multor formațiuni statale cu Regatul Dac, Dacia Romană, Regatul Gepizilor, Regatul Ungariei Medievale, Imperiul Otoman, Imperiul Austriac și România. Herodot, în lucrarea Istorii, îi menționează pe Agatârși ca fiind cei din țara cărora izvorește râul Mureș și că sunt cei mai împodobiți dintre oameni purtând ornamente de aur. Menționează de asemenea că aceștia întrețineau relații panmaritale, astfel încât toți să fie înrudiți și să nu fie geloși unul pe altul sau să își dorească răul altuia. Herodot mai spune că în ceea ce privește celelalte aspecte sociale, aceștia semănau cu tracii. Aveau de asemenea și un rege pe nume Spargapetes. Dar istoria modernă a Transilvaniei începe cu o decizie a controversatului Stalin, care pe cât de rău a fost, a adus un beneficiu României imens. În 1945, o delegație a Partidului Comunist Român a fost invitată la Moscova. La Moscova s-au dus cu o singură problemă, problema Transilvaniei. Din delegație a făcut parte Gheorghe Gheorghiu Dej, Ana Paucăr, Stalin primindu-i extrem de bine. Stalin l-a îmbrățișat pe Dej și a spus, am aflat despre tine. Pe Ana Paucăr o cunoștea, a îmbrățișat-o. S-a așezat la masă, avea un birou lung în sala de ședințe a biroului politic al lor, a guvernului. Ce probleme vă preocupă, a spus Stalin. Dej era pregătit în legătură cu Transilvania. Se pregătise să vorbească 20-25 de minute. Dej nu vorbea așa bine rusește, a învățat rusește în închisoare. A spus despre ce e vorba și a început Dej să-și dea drumul despre istoria Transilvaniei, că e pământ românesc, că e leagănul poporului român, cum a fost răpit Ardealul de Nord de către Horthy cu sprijinul lui Hitler și al lui Mussolini, iar când a ajuns la jumătatea expunerii, l-a oprit Stalin. Dej, i-a spus, eu nu cunosc așa bine istoria poporului român și istoria acestei provincii, Transilvania. Probabil v-a supărat foarte mult faptul că nu odată a fost la mine, Racosi, care a ridicat problema Transilvaniei. Ultima dată a fost acum 10 zile și am spus, Racosi, dacă mai vin odată cu problema Transilvaniei, n-ai să mai poți veni niciodată să mă vezi. Voi, ungurii, n-ați făcut ceea ce au făcut românii. Voi, prin actul de la 23 august, ați redus perioada războiului cu cel puțin 6 luni și au fost salvați 2 milioane de oameni. Asta i-a spus-o și lui Racosi. Voi ce ați făcut, ungurilor? Porțiunea românilor era distinctă. Conducerea armatei era asigurată și am văzut pe hartă că a rămas ușa deschisă. Era o ușă care se deschidea lateral și pe un perete era harta cu operațiunile de război, cu stegulețe roșii și stegulețele roșii și acum le văd, erau în jurul Budapestei. Stalin i-a spus lui Racosi, noi trebuie să luptăm pas cu pas, casă cu casă, ca să vă eliberăm, voi ce ați făcut. Dej, Transilvania pe vecie e a României. O să vină tratatul de pace care se va discuta la sfârșitul războiului. Noi vom susține teza română privind Transilvania. Asta a fost discuția importantă care s-a purtat pe problema Transilvaniei. Sigur că am discutat și despre felul cum lucrăm cu aliații noștri și a venit în discuție faptul că Partidul Țărănesc și Partidul Liberal duc o politică destructivă de sabotare a reformelor economice și sociale care trebuie să se producă în țară. În anul 1940, în contextul ascensiunii Germaniei și al izolării României ca urmare a prăbușirii sistemului de alianțe, Ungaria a solicitat revizuirea frontierei de după primul război mondial. Susținând cererea Ungariei, Germania și Italia au impus un acord semnat la Viena la data de 30 august 1940, prin care Ungaria primea Transilvania de Nord. După 23 august 1944, România a pus la dispoziția aliaților imediat și fără nicio condiție întregul efectiv al armatei române, 50 de divizii operative, 71 escadrile de aviație și 71 nave de război fluviale și maritime. Pe frontul de vest, România a participat efectiv cu 16 divizii, un număr superior celui stabilit prin Convenția de Armistițiu din 1944. Spre deosebire de România, Ungaria a semnat armistițiul cu aliații abia pe 20 ianuarie 1945, când cea mai mare parte a teritoriului ei fusese eliberat. Participarea română pe frontul de vest a contribuit la decizia sovietică de a sprijini anularea acordului de la Viena și restituirea Transilvaniei de Nord României. Această decizie a fost comunicată de Stalin unei delegații române încă de la începutul anului 1945. Din această delegație a făcut parte și Gheorghe Apostol. Întrevederea din 23 iunie 1941 dintre Molotov și ministrul Ungariei la Moscova
Șeful diplomației sovietice a declarat că Uniunea Sovietică nu are niciun fel de probleme litigioase în relația cu Ungaria și nu are niciun fel de pretenții față de Ungaria. Uniunea Sovietică nu are obiecții în legătură cu extinderea teritoriului Ungariei pe seama României, spuneau asta în 41. În discuția dintre Stalin și Eden din 16 decembrie 1941, în cursul căreia cel din tâi a subliniat necesitatea extinderii teritoriale a României în detrimentul Ungariei, era vorba evident la acea dată de anularea arbitrajului de la Viena, dictatorul sovietic Stalin a exprimat în repetate rânduri că Ungaria trebuie pedepsită pentru atitudinea ei din timpul războiului mondial, altfel spus, pentru intrarea ei în război alături de Germania, fără ca ea să fie avut vreun litigiu cu Uniunea Sovietică. În nota intitulată Despre Transilvania, redactată de Comisia Litvinov, în 44, se arată că atât Ungaria cât și România își fundamentează în mod convingător pretențiile lor asupra Transilvaniei. Ungaria arată în mod just că în decursul unei perioade îndelungate de mai multe veacuri, Transilvania a fost strâns legată de ea în diverse grade, atât din punct de vedere politic cât și spiritual. Argumente istorice în folosul pretențiilor aduce și România, referindu-se la originea actualei Transilvaniei din provincia romană a Daciei, în care din timpul străvechi s-au aflat români și unde maghiarii și secuii fie au năvălit ulterior, fie au sosit în calitate de coloniști. Nota arăta că din punct de vedere etnic, doar România își poate fundamenta revendicarea Transilvaniei, întrucât majoritatea populației o formează românii. O delimitare pe principii etnice însă este imposibilă din cauza întrepătrunderii populației române și maghiare. Ungaria a fost primul stat care a aderat la pactul anticomintern. Ea nu a manifestat nici cea mai mică inclinație pentru apropierea cu Uniunea Sovietică și, dimpotrivă, a participat la toate intrigile antisovietice ale Poloniei. Ungaria a intrat în război împotriva URSS de partea Germaniei imediat după atacul acesteia din urmă, fără nici cea mai mică justificare. Nu a avut nici măcar acele pretenții față de URSS cu care încerca să justifice participarea la război Finlanda și România. În ceea ce privește noi, România, deși e un stat inamic care merită pedeapsă și nu recompensă, totuși în cazul primirii Transilvaniei s-ar putea cere din partea Uniunii Sovietice garanții pentru o strânsă și îndelungată colaborare cu URSS și renunțarea deplină la pretențiile asupra Basarabiei și Bucovinei. Nota sovietică atrage atenția asupra faptului că în România și înainte de războiul în curs s-au aflat forțe politice dispuse să colaboreze cu URSS și că în cazul primirii Transilvaniei partizanul unei astfel de colaborări ar putea deveni PNC în frunte cu Maniu. Această colaborare ar găsi de asemenea partizani înflăcărați în rândurile populației române din Transilvania. Comisia însă era mai înclinată spre soluția creierii unei Transilvanii independente, având în vedere că recunoștința se epuizează repede, iar amărăciunea provocată de pierderea teritoriului durează mult. În aceste condiții, garanțiile oferite de România rămâneau sub semnul întrebării. Discuțiile foarte vii din cadrul comisiei au pus în lumină toate avantajele și dezavantajele soluțiilor invocate pentru interesele sovietice. Fără a fi prezent la dezbatere, un cunoscut istoric sovietic, Evgeni Tarle, și-a formulat în calitate de expert al comisiei opiniile în problema Transilvaniei, pronunțându-se în favoarea unui stat transilvanian independent. Orice altă soluție e pentru noi nefavorabilă. Dacă e de ales între două rele, atunci răul cel mai mic este de a da Transilvania României, cerându-i în schimb diverse compensații. Actul de la 23 august 1944 a obligat conducerea sovietică să adopte o poziție în problema Transilvaniei. Încă în condițiile de armistițiu transmise la 12 aprilie 1944 guvernului român, guvernul sovietic declarase ca fiind injustă decizia de la Viena din 40. Convenția de armistițiu prevede ca chestiunea Transilvaniei să fie soluționată prin tratatul de pace când se va hotărâ dacă partea cea mai mare sau Transilvania toată va intra în compunerea statului român. Prin urmare, până la semnarea tratatului de pace, nu e posibil a se reînființa în Transilvania administrație românească. Afirmația mareșalului sovietic avea să fie contrazisă de Stalin însuși. Pentru el nu semnarea tratatului de pace, ci instaurarea unui guvern condus de comuniști avea să fie momentul de revenire a administrației românești în Transilvania de Nord, așa cum se va întâmpla în 45, câteva zile după ce Wisinski impusese la București guvernul Petru Groza. Stalin încheie discursul său cu Ungaria trebuie pedepsită, Transilvania trebuie dată României și a României va fi pe veci. A cui e Transilvania până la urmă? Raporturile româno-maghiare au în urmă o istorie palpitantă despre acest subiect, complicată pe alocuri, plină de conflicte și de concilieri, de atitudini egoiste și de generoase deschideri. Secole la rând, pentru unele zone aproape un mileniu, românii veniți în contact cu ungurii au fost tratați ca supuși, nedemni de a fi cetățeni cu drepturi depline. Au fost și români destui
care au considerat că venise momentul istoric mult așteptat de a se răzbuna pe secolele de umilință. Astăzi lucrurile par mult mai destinse și cred că a contribuit la aceasta și integrarea României și Ungariei în aceleași alianțe europene și euroatlantice. Prima mărturie a unor contacte româno-ungare e cuprinsă în Gesta Hungarorum, Faptele Ungurilor, lucrare elaborată de un cronicar anonim al unui aproape la fel de anonim rege Bela cândva prin secolul al XI-lea, reluată ulterior, dar referitoare la întâmplări de până în anii 1060. Cronicarul maghiar cu studii la o universitate occidentală, în Italia se poate, spune că o ceată de unguri a trecut probabil după anul 900 dinspre Bihor, dincolo de pădure, Transilvan, unde a întâlnit o țară bogată, cu câmpuri cultivate, cu sare, materii sărate, cu aur prezent până și nisipul râurilor, locuită de români și slavi, țară în care domnia o avea un anumit român numit voivodul sau ducele Gelu. De aici au pornit și neînțelegerile dintre istoricii români și cei maghiari. Aceștia din urmă afirmă că totul nu ar fi decât o contrafacere, fiindcă românii nu puteau fi în anul 900 în Transilvania, pe când românii spun că nu e nimic mai firesc decât prezența românilor latinofoni aici, pe locurile fostei provincii romane Dacia, unde s-a plămădit poporul român. Dincolo de dispute prezente mereu între cele două popoare, viața a decurs normal. Între secolele 11 și 13, după cucerirea Banatului și a părților vestice, Transilvania a devenit provincie, voievodat a regatului Ungariei până la destrămarea acestuia, în 1541 de otomani. Primele mențiuni scrise despre români nu-i pomenesc pe aceștia decât în postura de victime cărora li se răpește ceva sau de condamnați pentru fără de legi. Deși au fost acceptați o vreme în structurile puterii, alături de nobili, de sași și secui, românii au fost tratați în general ca popor cucerit cu sabia și supus. Discriminarea a fost inițial socială și confesională. Nimeni nu putea stăpâni pământ fără act scris de donație regală, dar românii din secolul al XV-lea au ajuns să fie asupriți și sub aspect etnic, iar această asuprire etnică s-a accentuat mereu. E cunoscut exemplul lui Iancu de Hunedoar, al cărui fiu, Matia Corvin, a devenit chiar regele Ungariei. Aceștia s-au desprins din sânul neamului lor. Între 1541 și 1688, Transilvania a fost principat autonom sub suzeranitatea porții otomane. Acum, discriminarea românilor a fost consfințită prin documente cu putere de lege. Țara a fost condusă de trei națiuni, unguri, sași și secui, și patru confesiuni, calvină, luterană, unitariană și catolică. Românii ortodoxi, majoritatea populației, nu se regăsesc nicăieri în eșichierul puterii, ei fiind considerați răbdați, acceptați în țară, până va dura bunul plac al cetățenilor. În 1600, Mihai Viteazu, singurul principe care a condus Transilvania în nume românesc, încercat să-i ridice pe români la egalitate cu națiunile și religiile privilegiate, dar fără succes. În 1688 până în 1918, Transilvania a fost, sub forme diferite, partea puterii Habsburgilor și, în tot acest timp, discriminarea s-a adâncit încât românii și-au organizat o mișcare de emancipare națională ca și celelalte popoare asuprite din Imperiul Austriac. Chiar și unirea cu Biserica Romei a fost privită de români ca o formă de emancipare, de accedere spre egalitate cu națiunile privilegiate. Secole la rând, pentru unele zone aproape un mileniu, românii veniți în contact cu ungurii au fost tratați ca supuși, nedemni de a fi cetățeni cu drepturi depline, fără școli, fără drept de a clădi biserici în orașe, de a locui acolo, de a învăța meserii și de a ocupa funcții publice. Singurele lor drepturi erau munca tăcută și fără de odihnă, plata dărilor către stat, nobili și uneori biserica catolică și serviciu militar. Românii astfel erau principalii purtătorii sarcinilor publice, dar erau socotiți locuitori de mâna a doua, cu drepturi limitate. Discriminarea i-a adus în situația a fi un popor fără elite, fără științe de carte și mai ales fără averi, fără baza materială a puterii. Toate astea au creat în rândul românilor o mentalitate de supuși sau de slugi, iar în rândul maghiarilor o mentalitate de stăpâni. La începutul secolului 20, dacă este să facem un soi de bilanț, poporul român era cel din urmă din popoarele de bază ale Transilvaniei, categoric cel mai numeros, cel mai sărac, cel mai puțin instruit și cel mai disprețuit acolo. Când ți se inoculează timp de generații, ideea că ești incapabil, leneș și prost, începi să crezi și tu acest lucru și să te porți ca atare. După 1918, lucrurile s-au inversat din multe puncte de vedere. Transilvania, conform deciziei majorității populației, două treimi dintre locuitori, la 1 decembrie 1918 și confirmării marilor puteri la Conferința Păcii de la Paris,
a devenit parte integrantă a regatului României, România ajungând stăpâni, iar maghiarii devenind pentru prima oară în istoria lor minoritate națională și religioasă. România s-a angajat să respecte la insistențele marilor puteri și conform unor angajamente luate de participanții la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, un cod al drepturilor minorităților pe care le-a prevăzut în mare măsură și Constituția din 1923. Ca întotdeauna, de la litera legii până la aplicarea ei e o diferență. Au fost și români destui care au considerat că venise momentul istoric mult așteptat de a se răzbuna pe secolele de umilință, de privări de libertate, de bunuri, de dispreț și batjocură. Natural, aceștia, neputându-se răzbuna pe vinovații de odinioară, își vărsau năduful pe urmașii celor de mult, care nu aveau nicio vină. Au fost și maghiari, orgolioși, sfidători, care au refuzat recunoașterea autorității statului român, au îndemnat la ură și răzbunare, continuând preferarea injurilor la adresa românilor. La înființarea Universității Românești din Cluj, în 1919, s-a scris și s-a spus clar că întreprinderea valahă nu va putea fi decât un eșec de proporții, fiindcă românii nu sunt capabili de muncă intelectuală, cercetare și educare superioară. După recunoașterea internațională a apartenenței Transilvaniei la România, s-a insinuat că dreptul românilor va duce la pierzanie această provincie frumoasă și bogată, floarea Ungariei de odinioară, văduvită de opinca valahă. Anul 40 a venit pentru România ca un trăsnet. Jumătate din țară a fost dată pe tavă străinilor. Ungaria a primit prin dictatul de la Viena jumătate din Transilvania, cu majoritatea etnică românească. În acest fel, violențele de toate tipurile s-au dezlănțuit fără milă în partea cedată. Regimul comunist instaurat treptat după 45 deopotrivă în Ungaria și România a încercat până la un punct atât cât îi convenea să atenueze aspersitățile istorice, în numele frăției tuturor oamenilor muncii. Deceniile de libertate de după 89 au scos la iveală toate realitățile ascunse, orgolii, au frânt barierele și reținerile dând frâu liber la dorințe legitime, dar și urilor refulate, chiar violențelor de limbaj și fizice. Cu toate astea, cu excepție evenimentelor de la Târgu Mureș din 90, nu au existat conflicte sângeroase în Transilvania postcomunistă. După ce timp de secole în care populația majoritară și-a păstrat identitatea în ciuda unor politici agresive deznaționalizare, e un motiv just pentru a spune că Transilvania este a României. Din punct de vedere cultural, nimeni nu poate contesta influențele ale altor etnii în spațiul transilvanean, în special cele ale maghiarilor, sașilor sau evreilor, dar populația majoritară nu s-a regăsit de-a lungul secolelor sub o cârmuire străină. Așadar, după toate argumentele acestea, mai credeți că Transilvania aparține Ungariei? Așa cum Moldova are Transnistria, Serbia, Kosovo, Ucraina are Donbas și România are un ținut controversat, locuit de o minoritate maghiară. Despre ținutul secuiesc e vorba, evident. Totuși, istoricul Marius Diaconescu, de la Facultatea de Istorie din București, ne spune că în prezent nu există ținut secuiesc. Sunt câteva județe din România în care locuiește și populație maghiară. În acest context s-a promovat ideea unui teritoriu secuiesc în presa străină și forurile internaționale. Denumirea nu ar trebui folosită deoarece dă legitimitate ideii de autonomie, care a dispărut odată cu decizia statului ungar în 1876. Deci e periculos să-l numim așa, însă realitățile din acele zone arată contrariul. Acest ținut secuiesc e o regiune istorică situată chiar în centrul României, cuprinzând teritorii celor 7 foste scaune secuiești de pe teritoriul județelor Harghita, Covasna, Mureș, dar și Alba sau Cluj. Astăzi, regiunea e cunoscută ca fiind formată din județele Covasna, Harghita și o parte din Mureș. Iar din punct de vedere economic, regiunea reprezintă mai puțin de 4% din PIB-ul României. Autonomia secuilor față de Ungaria a existat până în 1846, când s-a făcut reforma administrativă, iar în acel an, guvernul și parlamentul de la Budapesta au anulat autonomia scaunelor secuiești și s-au organizat în comitate. Azi, un proiect de lege pentru autonomia așa zisului ținut secuiesc a trecut tacit de Camera Deputaților după ce a expirat termenul de dezbatere. Senatul, reunit în ședință de urgență, a respins proiectul inițiat de UDMR în decembrie 2019. Județele Covasna și Harghita au împreună un PIB de aproape 18 miliarde de lei, adică mai puțin de 2% din economia românească. Județul Covasna, puțin mai mare, 7,5 miliarde, a fost cel mai puțin performant județ din România din punct de vedere economic în 2019. Denumirea regiunii vine de la secui, un subgrup etnic al maghiarilor. Secuii sunt atestați documentar în secolul al XII-lea pentru prima dată, iar în Transilvania în prima parte a secolului al XIII-lea.
Originea secuilor este un subiect încă disputat între istorici. Există două teorii majore despre originea secuilor. Potrivit unor istorici maghiari, secuii ar fi resturi sau rămășițele ale triburilor kazahe care s-au asociat ungurilor. Aveau tot timpul ocupații militare. Altă teorie ar fi că de fapt ei sunt maghiari la origine, dar care au avut anumite sarcini militare și s-au constituit ca un anumit organism distinct, cu o conștiință politică. Din punct de vedere lingvistic, toți secuii vorbeau ungurește în secolul al XII-lea. Din punct de vedere demografic, în 1935 estimările arătau aproximativ 500.000 de secuii, în timp ce în cadrul recensământului din 2002, numai 500 de persoane s-au declarat secuii, restul considerându-se etnici maghiari. Și-au dezvoltat conștiința de sine ca secui, ca națiune politică în epoca medievală, în voievodatul Transilvaniei. În epoca medievală nu exista această denumire de ținut secuiesc. Erau scaunele secuiești și un reprezentant al regelui maghiar administra acel teritoriu autonom. În secolul al XV-lea, funcția de conducere a acestor teritorii a fost cumulată de funcția de voievod al Transilvaniei. Ungurii, un popor din familia triburilor fino-ugrice, s-au stabilit în câmpia panonică la est de Arcul Carpatic, undeva la sfârșitul secolului IX după Hristos. De acolo au întreprins mai multe expediții de cucerit în Europa Centrală și Europa de Vest, ajungând până în peninsula Iberică, adică Spania și Portugalia de azi. O cronică maghiară în limba latină scrisă în jumătatea secolului al XII-lea, numită Cronica lui Anonymus, Gesta Hungarorum, Faptele Ungurilor, relatează primele episoade ale contactului acestui popor cu regiunea Transilvaniei. Acest izvor atestă structurile politice care existau în regiune când au venit popoarele maghiare. Între Tisa și pădurea Icfon, de care aparțin și râurile Mureș și Someș, stăpânea ducele Murut, al cărui nepot era numit Menumurut. Pământul situat între Mureș și castrul Orșova era în stăpânirea ducelui numit Glad. În cronică e apoi descrisă Transilvania, țara de peste păduri. Aici stăpânea un anume Gelu, român. La cererea lui Tuhutum a fost trimis un spion în țara lui Gelu. Acest spion a relatat la întoarcerea despre bogăția țării lui Gelu, care era locuită de români și slavi, care nu aveau alte arme decât arcul cu săgeți. Dacă Gelu a stăpânit un stat româno-slav, celelalte două formațiuni statale ale lui Menumorut și ale lui Glad se aflau fie sub suzeranitatea bulgară, fie sub cea bizantină, iar conducătorii aveau mai degrabă origine bulgară. Populația maghiară a pătruns în Transilvania în prima parte a secolului al X-lea, însă primul rege maghiar a cucerit regiunea după anul 1000. Secuimea de azi are simboluri independente, steag, bancă, monedă, dar mai ales limbă. Despre simbolurile care definesc reprezentarea unui stat în județele Covasna și Harghita se vorbește deschis din 5 septembrie 2009. Atunci, adunarea secuilor a stabilit imnul, stema și drapelul ținutului secuiesc, care vor fi arborate pe instituțiile publice cu sprijinul administrațiilor locale. De asemenea, la aceeași adunare s-a adoptat și hotărârea privind reprezentarea ținutului secuiesc în cadrul instituțiilor europene. Steagul, așa zisului ținut secuiesc, e de culoare albastră, traversat de o dungă aurie alături de soare și lună. Este folosit de mai mult timp de Consiliul Național Secuiesc, organizație neregistrată juridic, care luptă pentru autonomia teritorială a ținutului. Imn secuiesc, drapel secuiesc, administrație în limba maghiară, justiție în limba maghiară, monedă secuiască. Mini-parlamentul maghiarilor transilvăneni exersează de vreo 15 ani conducerea independentă cu toată simbolistica aferentă unui stat. Mai lipsește trasarea granițelor și formarea armatei proprii. Pentru 20 de ani e chiar o reușită a elitei maghiare, iar în tot acest timp Bucureștiul se încăpățânează în ciuda evidențelor pe toate planurile să creadă și să afirme că autonomia teritorială și independența secuilor e doar o aureală electorală. Românii sunt acolo minoritari și nu au niciun cuvânt de spus, în timp ce maghiarii controlează practic toată administrația și nici vorbă să dea măcar jumătate din drepturile pe care le au ei ca minoritate națională. Toate drepturile lor de minoritari le-au transformat aici în privilegii. E un permanent dispreț față de însemnele statului român. Nu vin niciodată la sărbători românești, nici măcar la ziua națională. La întâlnirile și taberele lor se intonează la început imnul Ungariei și niciodată cel românesc. Consideră că sunt atât de aproape de autonomie încât în urmă cu puțin timp Consiliul Județean a declarat că ținutul secuiesc e țara lor din interiorul României și au aprobat fonduri pentru diaspora, adică pentru maghiarii din județele limitrofe. S-a întâmplat deja și schimbarea abuzivă a numelor străzilor în limba maghiară, de exemplu. Cu toate astea, pentru cei 300.000 de români din ținutul secuiesc e de neînțeles atitudinea autorităților românești de la București, la centru. Oficialități de rang înalt venite de la Budapesta
Ambasadorul și soția acestuia, cât și membrii și miniștrii maghiari ai guvernului de la București, au declarat public în repetate rânduri că vor autonomia și că se străduiesc să desființeze prevederea constituțională conform căreia România e un stat unitar și indivizibil. Tineri și veterani de etnie maghiară sunt mobilizați și instruiți în acest sens, în întâlniri finanțate chiar de statul român. Singura reacție oficială a fost cea a ministrului Pakunski, care la discursurile revizioniste și antiromânești ale demnitarilor maghiari a cerut lămuriri. Până se vor lămuri politicienii, românii din secuime vor trăi umiliți, discriminați, marginalizați, privind cu ochii în lacrimi cum simbolurile țărilor sunt terfelite, cum limba și valorile lor sunt șterse cu dispreț. Vor lăsa privirea în pământ la arborarea steagului Ungariei pe clădirile oficiale și vor merge în cimitirele eroilor români când pe străzi se va cânta imnul Ungariei. Asta primesc românii înapoi pentru bunătatea și toleranța lor.